învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu această ocazie, biserica noastră și dă cinste Sfintelor Femei Mironosițe, cele care au fost întocmai cu apostolii, cele care au urmat pe Hristos, cele care au fost alături de Mântuitorul și la bine și la greu și la cinstitele patrii, după cum am auzit din Sinaxarul care s-a citit la strană, vedem că aceste femei mironosițe au fost prezente întotdeauna și de ajutor Mântuitorului, fiindcă au văzut că cu adevărat acesta era Dumnezeu pe acest pământ. Cu adevărat au văzut pe Mesia. Cu adevărat au văzut căci acesta nu este un om simplu, ci cu adevărat este de la Dumnezeu. Și dacă pe apostoli Hristos i-a chemat la apostolie și la ucenicie ca să fie urmașii Domnului nostru Iisus Hristos și le-a lămurit cu deadinsul despre acea viață, despre acea trăire duhovnicească, despre Sfânta Scriptură și despre Dumnezeu, Tatăl, iată că aceste femei, ele singure, au căutat ca să urmeze pe Hristos. Ele singure au vrut ca să cunoască adevărul despre Sfânta și dreapta noastră Ortodoxie. Singure au vrut să cunoască pe adevăratul Mântuitor, Mesia, Cel care a venit pe acest pământ. Și împreună cu mama sa, Maria, și celelalte, Maria Magdalena, Suzana, Ioana, Marta și Maria, cele care au fost și au vorbit cu Hristos înainte de patima cea de bunăvoie, iată că toate acestea s-au adunat la oaltă și unele din ele au mers zi dimineață la mormânt ca să-și facă rânduiala unui mort ai vremurilor de atunci. Dacă și până astăzi grija pentru cei răposați o poartă femeile, iată că și atunci grija acestor femei mironosițe au fost ca să meargă la mormântul Domnului, ca să-i facă rânduiala cuvenită vremurilor de atunci. Ca să meargă, așa au cumpărat miriezme bine mirositoare de flori, ca să ungă trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Însă să vedeți minune, căci dacă cineva gândește că femeile sunt mai slabe, mai neputincioase ca un bărbat, iată că aceste femei au fost neînfricoșate și neînfricate ca să meargă desi dimineață, dimineață tare, ca să nu le vadă nimeni cumva, să ungă trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și își fășeau griji. Cum, cine ne va prăvăli acea piatră mare care era pusă în fața mormântului? Căci la evrei gropile se săpau în stâncă și deasupra mormântului se punea o piatră, unde acolo trezea acel sicriu, acel mort care nu se punea în sicriu cum la noi în zilele noastre de astăzi, ci se înfășa doar cu ață, cu pânză și
spunea în acel mormânt, în acea peșteră de săpată în piatră. Și după aceea era pusă o piatră mare ca să nu intre cineva la ușa mormântului, la ușa acelei peșteri. Și iată că pentru Mântuitorul Hristos a fost săpată una nouă, una unde nu fusese îngropat nimeni. Adică era un mormânt nou, o peșteră nouă săpată special pentru îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca mai apoi să învieze a treia zi din morți. Și această înviere au văzut-o primele, acele femei mironosițe, Maria Magdalena și Maria și Ioana, cele care au mers de dimineață la mormânt și îngrijorându-se ele căci cine ne va prăvăli nouă această piatră de la ușa mormântului? Dar o minune, au văzut minunea minunilor, căci Mântuitorul piatra era dată la o parte de la ușa mormântului și au și văzut arătare de înger care era în mormânt și le-au binevestit acele vești de bucurie, căci Hristos a înviat, Hristos v-a spus mai de mult, căci în Galileea acolo îl veți vedea, unde se va arăta vouă. Ba și Maria Magdalena a și vorbit, ne istorisește Sfântul Apostol și Evanghelist Matei despre faptul că a și vorbit cu Mântuitorul Hristos, îl căuta pe acolo, pe la cimitirul acela unde erau niște copaci, era o grădină și l-a văzut un om, dacă era în întuneric, și ea, gândind că este grădinarul, i-a zis, Doamne, de l-ai luat Tu, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Gândind că cumva l-au furat sau l-au luat cineva și l-au ascuns. De frica iudeilor, cei care nu credeau că Hristos poate să învieze. Nu credeau în Mesia, care nu cred nici până astăzi. Cei care îl așteaptă și astăzi pe Mesia. Însă, după minunile care se săvârșesc până astăzi, de acum 2000 de ani, Mântuitorul Hristos a așezat această lege, această poruncă nouă care ne-a dat-o, care a stabilit acest nou testament pentru a ne aduce în împărăția cerească pe noi oamenii. Și să mă întorc la discuția cu grădinarul, Maria Magdalena a zis grădinarului, Doamne, de l-ai luat Tu? Spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Și această discuție era chiar cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Era discuția când Mântuitorul îi zice, nu te atinge de mine, du-te și spune fraților mei și lui Pietru. Adică aceste femei au știut primele despre învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și au fost binevestite chiar de Mântuitorul Hristos. Și ele au mers de au vestit pe apostoli și Petru a alergat în grabă la mormânt și a văzut că s-au adeverit spusele femeilor și au văzut că cu adevărat Hristos a înviat. Amin. Stimatelor, pregăvioasă Maristarță, pregăvioase Maici, stimate femei creștine, țin să vă felicit cu această mare sărbătoare pe care Biserica noastră Ortodoxă o prăzluiește astăzi, ziua Sfintelor Femei Mironosițe, ziua femeilor creștine. Deci dacă
8 martie se prăznuiesc de femeile care nu este o sărbătoare a femeilor, ci este o sărbătoare păgânească, 8 martie. Iată că această sărbătoare este o sărbătoare a femeilor creștine, cele care au grijă întotdeauna de biserică, cele care au grijă întotdeauna ca să meargă și bărbatul la biserică, cele care întotdeauna țin să se roage în fața Bunului Dumnezeu, țin să mulțumească Bunului Dumnezeu pentru familie, pentru copii, cele care aduc pe lume copii și ele știu să mulțumească, ele știu să se roage, ele știu să facă acel lucru ca Dumnezeu să întărească o familie, ca Dumnezeu să miluiască o familie. Și anume aceste femei care sunt îngrijitoare de locașul lui Dumnezeu, îngrijitoare de cele sfinte, țin să vă felicit cu această sărbătoare, multă sănătate să vă trimite Dumnezeu la tot, să vă păzească cu mult și fericiți ani. Fericită Maica noastră Agafia, Sfintele Femei Mironosițe și toți Sfinții să vă fie sprijinitori și ocrotitori în casele și în gospodăriile fiecare. Felicitările noastre, zile neumbate, viață pașnică sporântoate, dă Doamne roagă lui Dumnezeu celor care sunt prezente la această slujbă și ce tuturor celor care sunt cu binecuvântare pe cine s-au întâmplat aici și îi păzește pe ei într-un mult și fericit. Amin.